Și iată, Răzvan, avem acum un document care ne spune multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre acea situație care a revoltat, pe bună dreptate, pe toți cei care au privit imaginile de pe platforma din fața aeroportului Cluj-Napoca și înțeleg că identificăm și niște personaje da. Care ne dau niște indicii. Bună seara, în primul rând. Avem un document oficial care ne deslușește 9 pași până la momentul îmbulzerii respective. Și anume este vorba despre un memoriu adresat de conducerea aeroportului premierului Ludovic Orban. Nu știu dacă se vede bine memoriul respectiv. L-avem și noi pe ecran. L-avem, perfect. Nu mai arăt eu că nu are rost atunci. Exact. În memoriul respectiv aflăm niște lucruri foarte, foarte importante. Și anume, că încă din data de 8-4 a avut loc o ședință a Comitetului de Securitate, convocată de aeroport, 8-4 fiind cu o zi înainte de episodul despre care vorbim, la care au participat toți reprezentanții aeroportului, toți reprezentanții companiilor aeriene care operează pe aeroportul din Cluj, toți reprezentanții companiilor de handling care operează pe aeroportul din Cluj, de asemenea Poliția de Transporturi Aeriene, Serviciul Român de Informații, Poliția de Frontieră, Romaț, adică cam tot ce poate însemna gestionarea autoritate, unui asemenea eveniment. Ce e foarte important este că avem și procesele verbale de la această ședință. Ar fi bine să nu dăm toate semnăturile, nu de alta, dar poate ne acuză seriu că-i devalăm omul care a participat. Bănuiesc că era la vedere, nu era... Da, era la vedere, dar am atat lumea o să-l fluiere pe stradă. Glumesc, evident. Bun. Bun. Ideea de bază era că în momentul respectiv acolo, la un moment dat, directorul întreabă dacă trebuie și alte măsuri suplimentare. Și să răspundă la întrebarea dacă considerați că trebuie să luăm și alte măsuri, zic că ea că nu e nevoie și că Poliția de Frontieră, care nu are totuși suficiente efective, dar împreună cu Poliția Aeroportoară, mă rog, Poliția de Transport Aeriene, vor face patrule mixte și vor gestiona ei toată problema. Atenție, în memoriu, îi se atrage atenția domnului prim-ministru că parcarea e o parcare privată. Nu aparține aeroportului. Cea în care a fost mare aglomerație. Cea în care s-au văzut acele imagini. Exact. Operată de o firmă privată. Și în momentul în care citim memoria, aflăm că deși cursele plecau eșalonat, 12 la număr, până seara târziu, între orele 7 dimineața și 9 dimineața, s-au trezit cei de la aeroport că în parcarea respectivă vin 1800 de persoane. Adică de toți pasagerii tuturor celor 12 curse care toți trebuiau să plece până noaptea trei târziu. Trei pătrimi, nu toți. Trei pătrimi, adică mai mult de trei pătrimi, 1800 din 2000. Vin toți. Ce e foarte interesant că aflu din memoriu că au venit și unii care aveau a doua zi avion. Adică au adus bun, cu autobuz. Adică nu au venit ei, ci au fost aduși, că nu veneau ei așa pur și simplu. Și oameni care trebuiau să plece pe data de 10, nu pe 9. Deci au adus pe 9 la, între 7 dimineața și 9 dimineața. I-au adus cine? Adică știm din acest memoriu cine sunt cei responsabili cu transportul rutier, ca să zic respectiv, așa? Respectiv că niciun reprezentant al firmelor de recrutare n-a fost prezent. Niciun reprezentant al firmelor de recrutare care au recrutat la muncă, nu? Acești cetățeni, și nu care a fost prezent la aeroport. Presupune că au și închiriat aeronavele, că acele avioane nu zburau ele așa de capul lor, ci pentru că fuseseră comandate în regim charter de către companiile de recrutare, bănuiesc. Sigur. Mai știm că există două mail-uri trimise dimineața la 7:30, când au văzut primele autobuze sosind, în care primul mail se duce evident către firma de care gestionează parcarea și li se cere să facă ceva, să gestioneze parcarea respectivă, că sunt oameni mulți, și alte, prin alt mail este informat Consiliul Județean. De la Consiliul Județean au trimis niște jandarmi. Coordonează activitatea aeroportoară. Poftim? Cel care coordonează activitatea, pentru că aeroportul e în subordinea Consiliului Județean. Exact. Bun. Foarte interesant este că la un moment dat apare rolul Poliției Aeroportoare, adică Poliția de Transporturi Aeriene. Și avem o poză în care un domn polițist, cred că o avem, nu? Și pe ecran. O prezint și aici. Un domn polițist cu megafonul, la intrarea de, mă rog, în aeroport, striga oameni, nominal. Domnul polițist. Domnul polițist. Am aflat, văzând un memoriu pe care l-a făcut directorul de operațiune al aeroportului, și cum îl cheamă pe domnul polițist? Avem voie să-i spunem numele?
Păi nu știu, bănuiesc că e funcționar al statului român. Comisarul Cărbune îl cheamă. Bun. Comisarul Cărbune de la Poliția Transporturilor Aeriene. Uite, hai să-l și auzim, să și auzim, pentru că avem exact momentul când de la portavoce striga lista cu persoanele care urmau să fie trimise către check-in, bănuiesc, la momentul acela, pentru că erau încă în parcare. Ascultăm câteva secunde din acest moment, doamna Mungiu, domnule Dumitrescu. Petrescu Ioana, Mintea Ciprian. Și putem să-l și remarcăm în imagine pe domnul în combinezon, care are această misiune de trâmbițaș în numele companiei care ar fi trebuit să facă această operațiune, că bănuiesc că dânsul fiind slujba sa a statului. Aici am două probleme. Trebuie să fac o precizare. În primul rând că la un moment dat a obosit și a venit altul să strige tot de la poliție. Da, problema esențială este cum naiba datele pe doar companiile de handling le au, nu le au companiile de handling, le are poliția de transporturi aeriene, aici fiind și sub incidența GDPR totuși, adică omul avea lista cu toate datele. Asta cred că e abia ultima problemă dintre toate până acum.